Bună ziua! Răila noastră este un oraș al oamenilor. Oamenii au nevoie de sănătate. Sănătatea este unul din punctele fierbinți ale acestei perioade și din câte vedem în acest moment, sistemul medical are probleme mari. De aceea, este nevoie să ne gândim la sănătate și în alt mod. Ce ar fi dacă, în loc să ne preocupăm doar de felul în care trebuie să ne vindecăm atunci când suntem deja bolnavi, ne-am preocupat de menținerea sănătății cât mai mult timp din viață? Gândiți-vă, avem stațiunea la Salat lângă Brăila, avem Dunăre. Cred că una din soluțiile interesante pentru Brăila, care ne-a rezolvat atât problemele legate de sănătate, cât și pe cele legate de lipsa locurilor de muncă, ar fi să construim un centru de sănătate bazat mai întâi pe prevenție și apoi pe tratament. Eu văd acest centru ca pe un complex cu servicii variate, care va combina medicina clasică și principiile naturiste, nutriția sănătoasă, fitoterapia, masajul, reflexoterapia și alte tehnici de medicină neconvențională, astfel încât menținerea sănătății să fie pe primul plan. În Brăila avem farmacia Paltis, unde tradiția fabricării de medicamente este păstrată ca acum 120 de ani. Ar trebui să ne onorăm trecutul, geografia și tradițiile și să înființăm acest centru. Personal, mă angajez să pun bazele acestui centru de sănătate în cei 4 ani de mandat. Știu că îl putem avea. Vă invit să-mi scrieți părerile voastre.